ai câștigat. Ești român deștept și deșteptat. Le-ai dat un vot. Ai desființat Democrativa. L-ai trimis pe Marcel la pește și l-ai făcut pe Nicu de Saramură. Ți-ai arătat că știi pe ce lume trăiești. A mai rămas Klaus, puțin neliniștit de atâta liniște în jurul lui. TikTok, TikTok. Până duminică, spre luni dimineața, când o să decidă dacă predă cheia de la Cotroceni sau fluieră de suspendare. Întâi TikTok-ul, apoi Călin Georgescu. De care e frică? Ca de TikTok. Știi? Așa cum știi cât se identifică candidații de serviciu pe care trebuie să-i alegi pe 8 decembrie cu imaginea ta despre președintele României. Ce să-i facem? N-ai vrut să candidezi tu. N-ai vrut să candidezi tu, pui ștampila pe unul din ei sau pe alb, dacă nu ți-e frică. Dar de ce ți-ar fi frică de puterea ta într-o democrație? Duminică, reciți în liniște, deșteaptă-te române, ca pe tatăl nostru. Și le dai în vot, punând ștampila pe alb. Și tot așa, TikTok, TikTok, până învață și ei că existi și votezi. Dacă nu ți-am spus-o, ți-o mai repet.